Curtea Constituțională. Despre ce este vorba? E vorba de faptul că prin decizia Curții Constituționale numărul 989 din 1 octombrie 2008 s-a statuat că votul majorității membrilor prezenți în fiecare cameră este cel care are rolul determinant în adoptarea unei hotărâri. În 14 iunie 2010 a fost supus votului domnul Valer Dorneanu ca membru al judecător al Curții Constituționale. Și dumnealui a întrunit majoritatea simplă cerută de lege, respectiv a avut cu în jur de 170 ceva de voturi, deci peste jumătate din numărul celor prezenți, și cu toate acestea nu a fost declarat ales ca judecător al Curții Constituționale, ci peste câteva zile majoritatea care era la momentul respectiv a cerut să se reia votul și a venit și domnul judecător Minea Mircea, domnul jurist Minea Mircea Ștefan, care în urma votului, deci după repetarea votului, a obținut majoritatea simplă de asemenea și a fost declarat ca judecător ales. Situația este în oglindă invers, dar chiar un pic mai delicată decât cea referitoare la cazul Șova. Acesta este motivul pentru care se sesizează Curtea Constituțională. Pentru că în cazul domnului senator Șova, în momentul în care s-a cerut începerea urmăririi penale, știți că a avut majoritatea, nu s-a admis, întrucât se considera că e necesară majoritatea membrilor Senatului, deci majoritatea absolută, care era la momentul respectiv prevăzută în regulamentul Senatului. Și cu toate acestea, Curtea Constituțională a zis nu, trebuie să respecte prevederea constituțională, respectiv, în cazul adoptării hotărârilor, trebuie majoritate simplă. Asta conduce la o idee care, mă rog, este cuprinsă în această sesizare, înseamnă că și alegerea domnului Valer Dorneanu, la momentul respectiv candidat de judecător, era o alegere legală și nu mai trebuia făcut a doua alegere în legătură cu domnul Minea. Problema a fost ridicată de un domn deputat, Marian Neacșu, care este liderul grupului parlamentar PSD. Puteți să spune că nu a vrut acel vot? Vă rog? Sigur că... Deci la data de 14 iunie 2010, în ședința Camerei Deputaților, a existat pe ordinea de zi 14 iunie 2010 numirea unui judecător la Curtea Constituțională. Propunerea PSD a fost pentru Valer Dorneanu, care, mă rog, a respectat decizia Curții Constituționale 909. În mod surprinzător, profitând de majoritatea conjuncturală obținută, s-a cerut o reluare a votului, fiind propus și domnul Minea Mircea Ștefan de către PDL. Practic s-a invalidat numirea domnului Dorneanu, a fost supus la vot și numit ca judecător domnul Minea Mircea Ștefan, susținându-se că votul legal aplicabil era jumătate plus 1 din numărul total. Este prima sesizare de acest gen făcută de PSD în 5 ani? Deci eu sunt deputat de 10 ani de zile, este prima sesizare prin care o form cineva, indiferent cine, eu nu dau culoare politică, a sesizat o încălcare a Constituției și a regulamentului Parlamentului, celor două camere, în legătură cu alegerea unui judecător la Curtea Constituțională. Nu există niciun termen în care poți sau nu să faci o sesizare. Dar după 5 ani s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat acum, după momentul Șova. Întrucât și practic în această sesizare, și eu e pentru prima dată când vă rog să fiți de acord, vă las un exemplar aici, că de-aia am luat două, dumneavoastră vi-l stabiliți cum îl folosiți, ca să aveți să nu mai pierdem timp cu toate datele acestea. Deci e clar că se dorește o explicație în legătură cu nevoia ca legea să fie egală pentru toți. Și atunci urmează, această sesizare a fost trimisă de biroul permanent la Comisia Juridică, termenul este de o săptămână și săptămâna viitoare se va lua decizia în legătură cu sesizarea sau nu a Curții Constituționale, că de fapt acolo trebuie să sesizez, despre această încălcare. Și a doua problemă, deci vă rog cineva din mea să se rețină un exemplar, luați-l pe la, da? Și a doua problemă care s-a discutat astăzi și care de asemenea cred că... Da, o explicație care cred că mai tare complică lucrurile. Domnul Mirkovici vorbește într-adevăr despre o premieră. Prima dată când se sesizează o încălcare a Constituției în legătură cu alegerea unui membru al CCR,
Problema e că vorbim de niște alegeri care au avut loc în 2010. Continuă explicațiile, le ascultăm. În legătură cu admiterea sau respingerea cererilor respective de către Comisia Juridică și cum anume se prezintă la plen, practic trebuia să existe și o precizare în legătură cu ce se întâmplă în cazul în care cererea Procurorului General nu îndeplinește condițiile pentru ca deputații din Comisia Juridică să-și dea avizul, deci să există un raport favorabil și poate exista situația care a fost ieri pentru un raport nefavorabil. Și atunci se pune problema că la lege există un astfel de situație. Ce se întâmplă în cazul în care o lege organică, de exemplu, nu întrunește numărul de voturi? Cum se întoarce înapoi? Ce se întâmplă în cazul în care o lege respinsă nu întrunește numărul de voturi? Și așa mai departe. S-a hotărât ca să se trimită la Comisia de Regulament această problemă, tot cu termen de o săptămână, pentru ca într-o săptămână să precizeze ce se întâmplă și într-o astfel de situație. De ce? Pentru că e o situație sensibilă care poate genera diverse discuții. Liberalii au zis că studiază varianta de a ataca la Curtea Constituțională modul în care s-a supus hotărârea, raportul Comisiei Juridice și nu cererea Procurorului General și pentru a se evita pe viitor astfel de situații, urmează ca regulamentul Camerei de Deputați să fie completat și cu astfel de prevedere. Ce se întâmplă în situația în care una este cererea procurorului, ea nu întrunește numărul de voturi în Comisia Juridică și cum anume se procedează pe etape până la capăt pentru a nu fi niciun fel de discuții, mai ales atunci când e vorba de persoane care, în mod evident, au explozie în opinia publică și e firesc să fie așa pentru că e vorba de persoane reprezentative. Okay. Mulțumesc. Da.